La data de 25 octombrie la Chișinău a avut loc cea de-a treia ediție Women in ICT. Evenimentul a fost dedicat profesionistelor IT, tinerelor care studiază specialități IT, dar și tuturor persoanelor interesate de oportunitatea unei cariere sau perspective de creștere în acest domeniu. Anul trecut am avut circa 100 de participante, anul ăsta am avut 190 de înregistrați, mult mai multe doamne. Am avut de fapt și familii care au venit cu copii să asculte, să se inspire. Evenimentul Women in ICT a fost organizat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Ministerului Tineretului și Sportului. Noi avem un program de granturi dedicat susținerii organizațiilor necomerciale din Republica Moldova. Cu ATIC-ul avem o cooperare de câțiva ani în care deci promovăm dragostea față de domeniul tehnologiilor informației în rândul tinerilor. La acest eveniment au fost invitați speaker remarcabili, ai căror experiență, recomandări, dar și lecții de viață au inspirat și au motivat femeile din sală să profite din plin de întreaga gamă de oportunități incredibile pe care le poate oferi domeniul IT. Chiar m-am dorit să vin cu un discurs motivațional către femeile din Republica Moldova. Au un potențial foarte mare. Nu am vrut doar să transmit o istorie, să-mi povestesc biografia, am vrut să transmit un mesaj care pentru unii sper să fie ca acel întrerupător care să schimbe cursul vieții. Mulți ochi arzători care erau îndreptați înspre mine, vreau să ajungă discursul meu cât mai corect către ascultătoarele noastre. Ca să încurajeze și să contribuie la continuarea unei cariere în domeniul ICT. Fetele pot absolut orice, dacă își pun un gând și dacă sunt provocate. Dacă cineva le spune că nu poți, gata. De aici începe istoria de succes, istoria de cucerirea lumii. Toți invitații au avut parte de o incursiune captivantă în culisele unor cariere de succes și au aflat cum e să activezi într-o sferă care revoluționează prezentul și viitorul. I think the event is very successful. I've been very inspired by the stories that I heard today from these young women and the success that they've had in this sector. And I think it's just very important for young girls and young women to hear from role models like the women on the stage today. Because by hearing from them and seeing an example of success, they will believe that they can achieve it too. Женщины в ICT, они уже заняли свое место. Они действительно очень важны там. Женщины показали те успехи, которых они добиваются. Tinerele aflate la începutul carierei au putut să-și găsească aici mentorii care le vor ghida pașii în continuare și le vor ajuta să crească în acest domeniu.